Pompierii sălăjeni au aplicat deja amenzi semnificative societăților care nu respectă normele privind prevenirea incendiilor și verifică în continuare cluburile și discotecile, inclusiv cele de la sat, a anunțat prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt. Potrivit prefectului Ionel Ciunt, verificările sunt în plină desfășurare. Au fost verificate, știți, în perioada asta s-au verificat toate discotecile, mai ales și barurile în care se organizează întâlniri cu tinerii. Deci 34 de controle au fost făcute până acum. 14 unități s-au închis pentru remedierea deficiențelor. Au fost închise de patroni înainte ca ISU să ajungă la verificări. Un obiectiv a fost închis de către ISU și s-au aplicat 22 de amenzi, însemnând 313.000, 3 miliarde lei vechi.